Bun găsit, dragii mei, studii controversate legate de utilitatea cannabisului în tratarea mai multor boli. Unele dintre ele arată în mod cert că anumite extracte din cannabis, care n-ar fi halucinogene, ar putea să trateze efectele adverse ale tratamentelor cu chimioterapie pentru cancer. Așadar, durerile, senzațiile de greață, amețeli și lipsa și inapetența, lipsa poftei de mâncare, ar putea fi tratate cu extracte din cannabis. Sunt controversate, după cum bine știm, aceste plante, pe de o parte, pe de altă parte se spune că sunt câteva studii care spun că ar putea chiar să trateze cancerul cu aceste extracte de cannabis, pentru că ar putea să omoare doar celulele bolnave, celulele cancerigene, și să le lase sănătoase pe celelalte. Asta în condițiile în care, sigur, nu facem aici teoria conspirației, dar vă spun ce am citit și ce spun ultimele articole, ultimele studii publicate în ziarele de specialitate și nu numai. La nivel internațional, se pare că nu s-ar dori cumva să se găsească o astfel de soluție ieftină, un astfel de medicament ieftin la tratarea cancerului, și cum ar fi cannabisul, și că, eu știu, chimioterapia și firmele producătoare de medicamente ar pierde cu siguranță sume enorme dacă s-ar utiliza o substanță atât de simplă. Da, sunt și proprietăți ale marihuanei medicale care tratează mai multe afecțiuni, dar legat de cannabis sunt câteva studii și de câțiva ani, de vreo 5 ani dacă nu mă înșel, tot apar noi detalii. Sigur că dacă nu există bani ca să se facă studii aprofundate și pe parcursul mai multor ani și să aibă și subiecte pentru studiile astea, vă dați seama că trebuie sponsorizări serioase, nu așa câteva sute de mii de euro sau de dolari. Și dacă nu se vrea și nu se donează acești bani și nu se încurajează, nu se sponsorizează, nu se susține astfel de studii, vă dați seama că nici nu o să ajungem la vreo concluzie prea curând. Din păcate, dragii mei, ne revedem mâine dimineață, zi minunată, să aveți un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.